Da. Bine ați venit. Felicitări pentru emisiune. Bună seara tuturor. Poftiți alături de noi. Domnule Mărășcanu, dacă ar fi să ne oferiți o primă reacție la acest vot de astăzi, desigur, la exit poll-uri, nu avem în momentul de față date oficiale, care ar fi reacția dumneavoastră? Reacția normală ar fi că, în principal, s-au clasat cei care au avut în spate partide sau alianțe de partide foarte solide, mai mult sau mai puțin solide. O surpriză este doamna Macovei, candidat independent. După aceea, restul candidaților independenți au avut scoruri foarte mici, ceea ce dovedește că încă ideea de președinte al românilor care trebuie să reprezinte cetățenii și nu să fie ales de partide este o idee care va mai trebui să treacă timp până va fi acceptată. Sunteți mulțumit de acest rezultat? Desigur, probabil eu că personal nu sunt mulțumit nu. De acest rezultat și e și normal să mă gândesc de ce s-a întâmplat. E foarte simplu. Eu am venit cu o imagine de președinte, un profil de președinte competent, echilibrat și neconflictual. Din păcate, am aterizat într-o campanie electorală care a fost de la bun început, în prima zi, și în care Traian Băsescu v-a tras cu cât bună știință, cât a putut. Li s-a spus oamenilor că voi folosi informațiile și poziția pe care am avut-o în cadrul serviciului în timpul campaniei și se poate vedea chiar cu ochiul liber că cine a utilizat poziția pe care avea și a jonglat cu secretele nu a fost eu. Bun, experiența și expertiza dumneavoastră e una cunoscută. Dacă în momentul de față ar fi să faceți o analiză pentru turul al doilea, care sunt lucrurile ce ar trebui avute în vedere? E atât de clar în momentul de față că Victor Ponta va câștiga sau vi se pare că se joacă turul al doilea în mod real? Cum evaluați? În mod real se joacă și turul al doilea, sigur că se pot face diverse calcule aritmetice pe cifrele care vor fi oficiale până la urmă ca număr de voturi. Ceea ce pot să spun este însă că va fi obligatoriu, din punctul meu de vedere, ca cel puțin în turul al doilea, dacă în turul întâi nu a fost posibil acest lucru, să se facă și dezbatere între candidați, pentru ca lumea într-adevăr să poată lua cunoștință de programele pe care și le propun și în acest fel să poată să-și orienteze votul. Nu cred că voturile se vor duce, mă scuzați, nu cred că voturile se vor duce automat, nu cred că se pot face socotele aritmetice pornind de la posibile alianțe sau sprijin dintr-o parte sau cine alta. Cine este mai aproape de dumneavoastră, politic discutând, între Ponta și Iohannis, excelență? Din punctul meu de vedere, nu politic mă refer atunci când vorbesc despre candidatura la președinție, din punct de vedere al profilului de candidat. Sigur, nu e niciun candidat care să aibă profilul meu. O să analizez împreună cu colegii care au făcut voluntariat în această campanie, pentru că așa cum s-a dovedit și o dovedește rezultatul, n-am avut în spate nici partide politice, nici servicii, dar o să facem analiza cu cei care au participat la campanie. Nu, asta nu puteți să-mi spuneți asta. Domnule Meșcanu, aveți experiență vastă, uriașă în politică. Nu puteți să-mi spuneți acum că vă întâlniți cu copiii care au lipit afișe ba cu dumneavoastră da. În campanie ba ca da, să-i întrebați. În mod sincer. Eu cred așa. Eu cred că dumneavoastră știți cu cine veți vota. Și eu cred că veți vota cu Ponta. E o posibilitate, nu sunt decât două posibilități, cu Ponta sau cu Iohannis. 60-40, Ponta versus Iohannis. Eu zic că sunt șansele mai mari, da, aveți dreptate din Mulțumesc. Punctul ăsta de vedere. Da, era o întrebare pe care de să o pun domnului Meleșcanu, nu cu referire la electorat, că nu se duc toți în rămați și în hămați. Dar evident asta era că e o iluzie să crezi că cei care au votat cu mine sau cu Vadim Tudor se vor duce automat unde îi spune ce cineva atenția, sau altul. Că s-a dovedit că nu dumneavoastră ați folosit informații, deși ați fost șef la Serviciu de Informații Externe. Și că altcineva le-a folosit. Puteți detalia, vă rog? N-are rost să detaliem, practic, toată campania electorală a fost parazitată de tema serviciilor secrete, de scandaluri cu fotografii și așa mai departe. Toate aceste lucruri dovedesc că pe undeva a existat o intenție foarte clară de a nu permite o dezbatere reală păi între în situația candidați. În care aceste informații au fost folosite de altcineva și care proveneau din zona asta de care discutăm, vă întreb dacă România e un stat democratic.
E o întrebare foarte corectă pe care vi-o pune și mi-o pun și eu aproape zilnic. Și aveți un răspuns? Da, am un dubiu, nu un răspuns. Victor Ponta.